Astăzi, România a depășit pragul critic de 10.000 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore, grupul de comunicare strategică comunicând 10.260 de cazuri și 123 de decese. Anticipând acest scenariu sumbru, autoritățile s-au întrunit în cursul serii trecute și s-au decis asupra măsurilor restrictive ce vor intra în vigoare începând de luni, 9 noiembrie. Cu toate acestea, sunt specialiști în domeniul medical care susțin că aceste măsuri vin mult prea târziu, afirmând că în curând unitățile spitalicești vor fi sufocate de bolnavi, iar cadrele medicale nu vor putea face față acestui val de îmbolnăviri. Prezent la Iași, ministrul Sănătății Nelu Tătaru declară însă că efectele acestor restricții vor fi resimțite abia după 2 săptămâni. Și se declară optimist în ceea ce privește rezistența sistemului medical în lupta COVID-19 în aceste zile cruciale. În acest moment, evoluția pe care o vedem de la începutul lunii septembrie este o evoluție în creștere. Acea evoluție este dată și de o transmitere în comunitate. Orice activitate economică, orice activitate socială, orice activitate ca și transport în comun, orice ce a însemnat eveniment, a însemnat creșterea transmiterii. Limitarea acestor activități ne face să avem o scădere a numărului de cazuri. Condițiile în care am impus aceste restricții înseamnă că este un moment în care trebuie să luăm aceste restricții și mai cu seamă trebuie respectate aceste restricții. Aceste restricții au fost de la început și dumneavoastră și eu am putut vedea în ce măsuri au fost respectate. Cred că totuși este momentul ca fiecare să realizăm că niște măsuri sunt impuse tocmai pentru a fi respectate. 10.260 de cazuri, vom avea o perioadă în care vom avea o creștere, da? Încercăm ca această creștere să fie o creștere ca număr mic de cazuri, nu ca în zilele trecute, dar, mă repet, epidemiologic, ca să vedem efectele restricțiilor impuse, să spunem, astăzi sau de luni, necesită o perioadă de 21-28 de zile. Ține foarte mult de noi ca această perioadă să fie respectată ca și restricții și să ne gândim că peste 21-28 de zile putem merge pe pandă descendentă. Avem 10.000 de cazuri de zi și atunci o să vedeți că sistemul rezistă. Contează foarte mult dacă în aceste 10.000 de cazuri sunt cazuri grave, cazuri de terapie intensivă care se necesite în continuare extinderii capacității de terapie intensivă. Despre discrepanța ratei de incidență de infectare cu COVID-19 dintre județe, ministrul a declarat că acest lucru se află în strânsă legătură cu numărul de recoltări. Evaluarea și testarea se face în funcție de recoltări. Recoltările se fac la anumite persoane în contextul definiției de caz sau la cerere. Evaluarea acestor teste se reașează pe locuința de domiciliu. Atunci locuința de domiciliu dă exact în ancheta epidemiologică și unde există acel caz pozitiv. Da, înseamnă că nu se testează lumea acolo unde sunt zero? Înseamnă că nu avem din anchetă pacienți care reiesc că au avut contact direct sau sunt infectate în acea zonă. Primul caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a fost declarat oficial în ziua de 26 februarie 2020, iar primul deces cauzat de coronavirus în România a fost raportat oficial pe data de 22 martie 2020, la doar 26 de zile după primul caz.